și omul care a descoperit atâtea talente muzicale. Bună seara, Dan! Vă spuneam că din această seară maestrul Dan Bursuc se ocupă de organizare și de bună dispoziție aici la Clubul Restaurant La Mia Muzica în calitate de asociat și vă promite să aveți parte de cele mai tari petreceri. Bună seara, Dan! Bună seara, spun și eu tuturor invitațiilor din această seară care participă la noua noastră deschidere de toamnă. Eu nu vreau să vorbesc mult, îmi place să vorbesc foarte puțin și să fac mai multe lucruri frumoase pentru toți care mă cunosc și știu ceea ce fac. Eu cred că mai mult de atât nu pot să spun nimic și să vă aștept joia, vinerea, sâmbătă și duminică cu spectacole frumoase, așa cum știu eu să fac. Orchestra de Aur, Dan Bursuc, cu acești muzicieni atât de talentați, dragii mei! Aș avea ceva adăugat, adică țin să le mulțumesc și lor foarte mult, pentru că de două zile repetă foarte mult pentru noua deschidere de toamnă. E reunite mai multe formații de ale mele și am ținut să participe în această seară toate formațiile aici, să numească Orchestra Dan Bursuc. Păi hai să-i și nominalizăm, pentru că pe foarte mult dintre dumneavoastră îi cunoașteți. Vasile Pandelescu, aplauze! Nino Clarinet! Nino Clarinet! Peter, prietenul meu de la sala radio cu trompeta. Edi Zaharia. Suleiman Șușu. Vali Bubuială. Maestru Mihai Ciocoi, Daniel Minone, Iocel, Madalin Riță, Madalin, fiul meu Ștefan, Daniel Chinezu, băiatul meu făcut cu, nu mai dau nume, e tot băiatul meu, prin tinerețea mea, băiatul Nela, Marius Olmazu, frații Cocoș, Darius Cocoș și nepotul meu Florin Bursuc. Asta e una dintre orchestrele pe care pot eu să fac, deși vor avea ocazia să cunoască mai multe formații pe parcursul sezonului, dar din toamnă, iarnă, primăvară ne va avuca aici ani mulți